Sorin Câmpeanu a știut de această dată să răspundă la întrebarea legată de gradul de siguranță în școli în contextul pandemiei. Ministrul Educației a explicat că acesta diferă de la o unitate de învățământ la alta, iar media ar fi între 76 și 82%. Acesta a explicat și de ce o clasă trece în online doar la 3 cazuri de COVID-19. Cum scade de la 1 la 10? Să ne spuneți cât de siguranță considerați că sunt copiii la școală în această perioadă, evident 10 fiind nota maximă. Da. Aceasta a fost reacția celor doi miniștri la întrebarea cât de în siguranță sunt copiii în școli în urmă cu doar câteva zile. Însă ministrul Câmpeanu și-a refăcut tema și a revenit cu lecția învățată. Pe o scară de la 1 la 10, între 7,60 și 8,20. Dacă ar fi existat și teste în școli pentru o testare de două ori pe săptămână, așa cum trebuie, siguranța în școli, în condițiile astea, s-ar fi dus pe undeva spre nota 9. Dacă ar fi existat și o responsabilitate din partea tuturor, pentru că am avut cazuri nu puține în care, dintr-o clasă de 30 de elevi, au dorit să se testeze 20 și 10 au spus nu vrem să ne testăm. Deci dacă ar exista această înțelegere a responsabilității testării și dacă ar exista, în primul rând, și teste la dispoziția școlilor, nota referitoare la siguranța în școli s-ar duce spre 9,50. Iar dacă părinții îi pot învăța pe copii să poarte mască, să respecte regulile de igienă și să îi vaccineze, școala ar fi 100% sigură, mai spune Câmpeanu. Ministrul a explicat cum s-a ajuns la decizia scrisă în ordinul de ministru ca o clasă să treacă în online când sunt confirmate 3 cazuri de COVID-19 în 7 zile și nu la unul cum era până acum. Definiția focarului, așa cum foarte clar a fost prezentată de Ministrul Sănătății, este valabilă de mulți ani în România. Un lucru pe care mai puțin îl cunosc. Este valabilă pentru gripă și pentru alte boli transmisibile. 3 cazuri. 3 cazuri înseamnă focar. În România am considerat că o precauție în plus este necesară și pe seama disponibilității deficitare a testelor și pe seama nivelului de respectare a regulilor sanitare și s-a stabilit 3, nu 5, nu nelimitat. Întrebat despre părinții care nu-și trimit copiii la școală la apariția unui caz, ministrul a spus că aceștia trebuie să fie trecuți absent în catalog.